Poate cuiva e convenabil că așa trebuie să fie. Că Moldova să nu fie condusă normal, că Moldova să nu aibă perspectivă, că Moldova să nu fie acolo în rând cu țările lumii, că Moldova să nu se dezvolte, că Moldova să fie săracă. E mai bine, e mai ușor de cumpărat oamenii cei săraci, cum i-au cumpărat la alegeri locale. De ce n-au cumpărat Chișinău, Partidul Democrat? Au rămas numai cu un mandat în Chișinău. Numai cu un mandat în Consiliul Municipal Chișinău. De ce n-au cumpărat Chișinău? De ce n-au cumpărat 31 de orașe unde primarii au devenit reprezentanții Partidului Comuniștilor? Deci ea că îți cumpere un oraș, Chișinău, unde 670.000 de legători, că ei n-au furat atâția bani, oligarhii ăștia noștri. Dar îți cumpere un sat de 300, de 500, de 800 de legători, te-ai dus cu un rutier și le-ai împărțit acolo cadouri și ai hotărât problema. Și în ziua de alegeri am luat cu vodka subțoară prin sat și s-a hotărât problema cu biruința. Dar ce n-au cumpărat e Chișinău? Au rămas democrat. Ia că asta e ratingul adevărat a Partidului Democrat. 1,7%. Dar nu și ei și îți fac iburii cu pământul. Я не говорил, но я скажу когда-нибудь очень серьезно. Я сейчас еще не готов сказать. Но я скажу, что мы большую долю вины за то, что имеем в стране, должны возложить на его величество избирателя. До сих пор мы все время ходили. Избиратели прав, избиратели сфинт, алигатори сфинт, ялари тудуна дрептати. Dar nu mai are dreptate dacă se vede pe o sticlă de vodcă, dacă se vede pe un pachet de zahăr, dacă se vede pe o cutie nu știu cu ce, dacă se vede pentru 200 de lei. El își alege soarta, destinul acest alegător. Și acum criza asta sunt toți bumerangul spre capăt la toți acelor care s-au vândut și s-au dus și au votat. Eu doar vă spun, Partidul Democrat are 15 mandate în Parlament. În municipiu Chișinău au luat numai un mandat, pentru că el nu poate cumpăra un municipiu întreg. Încă nu au atâția bani, nu au furat atâția bani democrații ăștia. Ia că aici e toată buba. Если мы здесь не поставим акценты, и избиратель не будет отвечать за свой голос, eu mă tot să votez, da, dar ești начальник ăștia să o разбери acolo, и cum ar vrea ei singuri. Nu să nu mai разбери, ia că 2 ani de zile să разбери начальник ăștia cum vor ei singuri. Fără delegător nu se poate făcut acest lucru. И это все сейчас надо сказать этому избирателю, что хотите жить нормально, думайте, что вы делаете.